Tot timpul tendința oamenilor de a își găsi locul călduț în care să ne așezăm și să găsim tot confortul care să ne evoce paradisul, cerul. Noi avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de rutină, de tabieturi. Iar acest lucru caracterizează întotdeauna. Tipologia căldicelului. De fapt, ne aflăm în acest ciclu, în acest serial, pentru că Scriptura spune despre noi și eu îmi asum această caracterizare că suntem căldicei. E drept că expresia laudicia nu se referă exclusiv la Biserica Adventistă, ci la perioada ultimei biserici și se referă la. Creștinismul în general, poate cu specificație pentru cei care au mesajul pentru restul creștinilor, pentru restul lumii care nu cunoaște pe Hristos. Și iată că se rostește o solie cu tremurătoare. Sunt cuvintele lui Hristos. Noi suntem doar megafonul, amplificatorul mesajului, care este de 2000 de ani în Scriptură. Și întrebarea mea este de ce unii dintre noi, unii din membrii Bisericii, unii din lumea creștină reverberează, răspund, și de ce alții sunt apatici, parcă nu rezonează în nici un fel cu solia. A da, poate să ne placă. Putem să apreciem intelectual, știu eu, o, un aforism, o afirmație, o ilustrație. Pentru că oamenii vin ca să consumăm. Suntem consumeriști. Stăm pe scaun și ascultăm și ne place. Ne amintesc ce spunea cineva. Eu merg la Biserica X, că nu sunt membru acolo, dar merg totuși acolo. Crema e mai groasă. Se referă la o prăjitură că vine să mănânce prăjituri cu cremă mai multă. Oare scopul e să ne simțim bine sau să ne regăsim în cuvintele lui Hristos? Și să vedem dacă e ceva de făcut, pentru că timpul trece, pentru că suntem aproape la final. De ce unii răspund sau unii nu răspund? Pentru aceasta, aș vrea să deschidem în seara aceasta scriptura la Evanghelia după Matei, capitolul 21 și anume de la versetul Hai să iau, de la versetul 23, pentru că este un preambul. În preambul se spune că Isus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului. Din nou urmează o altercație, o ceartă. Dacă te uiți la capitolul 21, o să vezi că cuprinde intrarea lui Iisus în Ierusalim cu scandalul acela cu dare afară a vânzătorilor din templu, apoi blestemarea smochinului pe drum, a căutat frunze, fructe, în avea decât frunze, blestemat. Urmează această parte, acest calup, după care vine și încă o o, o parabolă cutremurătoare, pilda vierilor, care până la urmă ucit pe fiul stăpânului ca să puie mâna pe via stăpânului. Deci este un capitol tulbure. Și în mijlocul acestui capitol au venit preoții cei mai de seamă, au venit bătrânii, rabinii, oamenii cărturari cu, uh, cu știu eu, tora și cu talmudul în cap și au pus o întrebare. Nu mă interesează și nu intrăm în acest punct. Era vorba de Ioan, botezătorul, cu ce putere a făcut, mântuitorul le-a pus o contrandebare, ei și-au dat seama că sunt în cap și au nu știm. Și atunci mântuitorul vine cu următoarea parabola. Ce credeți în original? Care-i părerea voastră? Ce părere aveți? Un om avea doi feciori. Și s-a dus acel din tâi și a zis, fiule, tu te astăzi de lucrează via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, părându-i rău, s-a dus. S-a dus și la celălalt și a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său. Și aici urmează finalul pe care îl las deoparte. De ce o are ales mântuitorul un tată să aibă doi, nu trei, nu patru, doar doi? Știi ce? Noi oamenii gândim în categorii. Iar categoriile întotdeauna trebuie să fie la antipoz. Categorii Opuse, antagonice. De exemplu, lumină, întuneric, fierbinte, rece. Și dacă ajungem la categoriile morale, bine și rău. Și Mântuitorul vrea să discute o problemă etică, spirituală, folosind versiunea doar a doi fii. Unul bun, și altul rău. Și merge la primul și spune, du-te astăzi, deci, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Iar băiatul, pur și simplu, e pus în fața unui test dublu. Știi care e testul dublu? E vorba de ascultare, de recunoașterea autorității lui și, în al doilea rând, de lucrarea care se cere. Deci este mai întâi o atitudine față de tată și apoi este o lucrare de făcut. Sunt două lucruri diferite. Interesant este că băiatul spune simplu, nu vreau. Cu alte cuvinte, respinge autoritatea legitimă autoritatea de drept. Pentru că eu sunt al tatălui meu, tot ce este aici al tatălui și viața depinde de tata. Practic este o categorie a celor care resping autoritatea lui Dumnezeu. Deci, dacă testul este dublu, privește relația mea față de autoritate, o accept sau nu, și apoi vine și lucrarea. Și în lumea noastră, în jurul nostru, găsim în mod clar persoane care sfidează autoritatea. Nu le pasă de Dumnezeu. Ei, și ce? Spunea cineva, Biblia nu e scrisă tot de oameni. Dumnezeu de unde știe că există? Iar unii chiar creștini spun, da, Dumnezeu există, dar e acolo sus în cer. Noi avem aici treburile noastre. Apoi Dumnezeu știe că suntem păcătoși, dacă că s-ar gardul ei, se mai întâmplă și el mai iartă, prin asta sfidând autoritatea și voia lui Dumnezeu. Și remarcabil este că această categorie, dacă vrem, se află și în poporul nostru și în lumea largă. După cum categoria a doua se află și în poporul nostru și în lume, și acolo sunt oameni, o să vedem noi cu o altă atitudine. Deci se referă la cei care pur și simplu resping autoritatea legitimă. Și spune că, la urmă, în urmă, i-a părut rău ah, și s-a dus. Acest i-a părut rău, în limba greacă, se referă la acea parte a pocăinței care nu ține de minte, de metanoia. Meta e metatrans, meta, meta, metamorfoză, schimbarea formei, morfei. Trans, metanoia. Noia este nu, nu-s, minte. Deci schimbarea minții. ci se referă la metamelomai, schimbarea simțămintelor. Mă transformă emoțional. Probabil că regretul sau căința este cel mai potrivit cuvânt. La urmă, zice, i-a părut rău, s-a căit. Acum te întreb un lucru între metanoia și metamelomai. Care este factorul dinamic care este primar și care este secundar? Sigur, din punct de vedere al al timpului, timpul 1 și timpul 2, timpul 1 aparține inimii, totdeauna. Noi suntem motivați emoțional, să fie foarte clar. Iar rațiunea are și ea un rol de cenzurare, de filtrare a emoțiilor. Dar atunci când noi suntem prinși emoțional, când aici se iau deciziile, nu la minte, mintea confirmă decizia sau mintea ștampilează, pune amprenta, dar pornirea și orientarea ce o dă inima. E drept că mintea poate să respingă decizii ale inimii. De exemplu, eu sunt căsătorit și am văzut niște picioare mai frumoase. Oare accept eu să calc ceea ce știu că e bine din cauza faptului că inima mea mă trage încolo? Nu. Și atunci revin și contrazic pornirea sau dorința care este motivatoare, e puternică, dar uneori mă bagă în rău. De aceea spune Proverbe 4 cu, 20, 4 cu 23. Păzește-ți inima mai multe orice, iar păzește, se adesează la minte. Pentru că mintea are discernământul. Poate să facă deosebire. Ea este gardianul. E ca și călărețul și calul. Calui forța dinamică. El mă poartă. Nu picioarele mele. El mă duce. Dar mintea spune, brrr, stai, suri, la dreapta, stânga. Deci mintea trebuie să o conducă ceea ce este forța. Și că omul acesta, fiul din tâi, ah, își dă seama că l-a tristat pe tatăl, i-a văzut fața întunecată, tatăl e în vârstă. Ce am vorbit eu așa de ticălos? Și părându-i rău, regretând, mai. Pocăindu-se emoțional, căindu-se, s-a dus totuși. Bravo! Ei, și pentru că tatăl n-a găsit răspuns la primul, merge la al doilea fiu și a spus tot așa. Adică, ce înseamnă tot așa? E foarte important să vedem fiecare cuvânt. Fiule, dute astăzi de lucrează în via mea. Acest astăzi contează foarte mult. Și o să vedeți de ce. Pentru că băiatul, fiind mai mic, probabil fiind mai cu simțământul subordonării, că e mai mic, băiatul spune, mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Prin faptul că el zice, mă duc, Doamne, el la testul dublu răspunde, recunoscând autoritatea. Doamne, tu ești stăpân, ești Domnul meu, eu ascult de tine și fac ce zici tu. Fac. Dar nu s-a dus. Adică recunosc autoritatea și de ce nu împlinesc cererea sau porunca autorității? Și aici sunt două posibile răspunsuri. Fie că este nesincer, da, Doamne, mă duc, și, a, lasă babacul, să plece, că eu știu, fac ce fac. Sau este sincer, reține, dar spune, oh, Astăzi, nu. Fac, dar nu azi. Atenție. Că asta ne, ne privește în mod special pe noi. Da, da, trebuie să fac asta, dar am atâtea de făcut și fac, fac, dar nu acum. Și și ce se nu acum, îmi nu. Adică nu. Nu acum. Tu crezi că te referi la da, da, fac, dar nu fac acum. Când nu faci acum, când zici nu acum, îmi nu. Și, practic, băiatul, a zis că se duce și nu s-a dus. Și îmi dau seama că există aici o tensiune între teorie, mă duc, și practică. Între intenție, mă duc, și faptă. Între teologie și ceea ce se cheamă creștinism. Noi suntem toți buni creștini în teorie. Ei, în practică, nu astăzi. Sigur, voi face, dar uite, s-a făcut un apel la biserică să dăm bani, că e o problemă, curge, acoperișul și spart, trebuie făcut și bă, o să dau, o să dau, dar acum nu pot. Știi ce înseamnă asta? Adio, nu mai dai niciodată. Și acum vine sfârșitul pe care l-am lăsat special necitit. Mântuitorul întreabă pe cei care să ne întrebarea preoții cei mai de seamă și cărturarii bătrânii norodului, care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi au răspuns ei. Și acum Iisus se schimbă la față, se uită țintă la ei și cred că cu degetul întins le spune Amen, adevărat, amin, amen, înseamnă adevărat. Amin, vă spun că vame și și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. E o bombă, e o bombă. Să uite unul alții și nu știu cum să reacționeze, că i-a surprins. Și, și, pe mine mă surprinde. Adică aici este unul care recunoaște autoritatea, acolo e altul care nu recunoaște autoritatea. Vame și curvele, păcătoșii, samaritenii, păgânii, toți sau altă. Îi intră înaintea mea în cer. Aș vrea să discut puțin despre aceste două categorii. Este categoria de buni creștini, da, Doamne, și de păcătoși și de căzuți. Vame și și prostituatele. Și întrebarea mea este: Ce au unii și nu au alții? Și acum aș enumera foarte frumos. Unii au cei buni, au apartenență, adică aparțin de un popor ales, au identitate, știu cine sunt, au un statut, ei sunt membri în Sinedriu sau sunt oameni cu vază, sau mai au ceva. Mai au teologie, legi, ritualuri. Deci, oamenii aceștia au intrat și s-au încadrat într-o comunitate instituționalizată cu legi și reguli. Iar aceasta le dă un statut. Ei sunt cu, cu un drept. E ca atunci când intri într-un club. Nu oricine poate fi în clubul într-un club select, decât cine este recomandat și are o stare onorabilă. Odată ce ești membru al unui club, clubul celor 400, e undeva un asemenea club unde sunt doar 400, doar dacă moare unul între altul. Îți dai seama că atunci ai un statut, poți merge oricând în cutare castel și acolo mănânci gratuit pentru că ești membru al clubului. Ai un statut și privilegii. Deci unii, cei care sunt buni creștini, au o biserică, au calitatea de membru, știu cine sunt, sunt fiii lui Dumnezeu, au și teologia, legile, ritualurile. Ce au vame și și prostituatele? Nimic din toate astea. Dar au ceva ce n-au ceilalți. Știi ce? Metamelomai regretul, căința. Și acum vreau să mă uit, știu eu, cu lupa, să văd ce însemnează metamelul mai, pocăința. Știi, pocăința este singura poartă, repet, nu este o altă ușă, este singura poartă prin care Isus, Dumnezeu, poate să se apropie de tine. Ei, cum așa? Păi simplu. Atât timp cât tu nu ai nevoie, nu-ți trebuie. Și Dumnezeu face economie de, știu, de oferte. El mai întâi să stănească nevoia și apoi să vină cu răspunsul. Dumnezeu nu intră cu cizmele în sufletul cuiva. Respectă omul. Și doar atunci când apare nevoia, nevoia nu de mâncare, nevoia spirituală, iar nevoia spirituală sinează că îmi dau seama că sunt pierdut, că sunt păcătos și că în perspectiva sfârșitului dezastros al vieții mele, în țărână cu viermi, am nevoie să scap din această groapă. Și atunci Regretându-mi condiția, viața trecută, Dumnezeu poate să ofere iertare, vindecare și har. Vă să zic că un lucru foarte, foarte interesant este că, de păcat, spunea cineva, se ocupă doi: Diavolul și Duhul Sfânt. Foarte interesant. De păcat profită amândoi. Și diavolul profită și Duhul Sfânt. Cum o să spui tu? Duhul Sfânt profită de păcat? Da. Știi cum? Este exact conștiința păcatului care aduce vinovăție, aduce depresie, aduce povară în suflet. Această povară, această vinovăție este pârghia, este catapultul care împinge pe păcătos spre un mântuitor. Hai să dau un exemplu ca să mă înțelegi. De situația de nec profită diavolul și salvatorul. Cum adică? Da, diavolul vrea să te omoare. Dar situația de a fi ajutor, ajutor să fii în apă cu apa, acoprindu-ți nasul, scoțând gura că să iei o gură de aer, dă motiv salvatorului să te apuce. Și tu îi dai voie, pentru că simți nevoia de salvator și să te scoată. Un al doilea lucru important. Pocăința nu este generată sau determinată de mărimea păcatului. Domne am omorât șapte oameni. Trebuie să mă pocăiesc. Nu, pot să nu omor niciun om, nici măcar o găină. E destul să fii sensibil. Și am să spun o mică întâmplare. Aș vrea să nu ocup timpul, pe că am mai mult de spus în seara aceasta. Dar într-o seară eram pastor în grant, în cort și ne întorsesem vineri seara de la adunare, eram foarte fericit că Dumnezeu mă inspirase și în timpul cinei povestesc despre a doua venire a lui Hristos și am lăsat și o mâncare și am ambalasem vizual, văzând cu vocea, copiii mei ascultau și la un moment dat fetița, cea, fetița mea, copilul al doilea, începe să plângă așa cum plângi după un mort îi rămăsese ca în gură și m-am speriat. Soția i-a scos mâncarea sunt să nece. Irina, cei, cei, dar nu se putea opri, plângea. Am luat-o în brațe, ne-am dus în sufragerie și eu și toată familia. ce cu tine? Ce este? Doar vorbeam despre bucuria revederii lui Hristos. Și printre suspine, fetița care avea 8-9 ani îmi spune, printre suspine, eu știu că Isus nu o să mai ia la cer, pentru că sunt o păcătoasă. Scumpa mică, sensibilitatea, numărimea păcatului, o inimă sensibilă, se simte păcătoasă. Ca să încheie această apreciere formidabilă a păcatului și a regretului pentru păcat, a cu alte cuvinte, Aș vrea să spun o întrebare și cred că, dacă te gândești bine, vei putea răspunde. Care este prima condiție ca să fii mântuit? Și oamenii pot răspunde credința, nu. Asta e a doua. Ascultarea, nu asta e a treia. Păi, prima. Să-l să cunoști pe Hristos. Nu, asta este. De fapt, asta e a doua. Credința e a treia. Ascultarea, dar care e prima? Știi care e prima condiție ca să fii salvat? E să fii pierdut. Că dacă nu ești pierdut, nu poți fi salvat. Asta înseamnă că conștiința păcătoșilei tale, conștiința faptului, realizarea faptului că tu ești pierdut, e prima condiție ca să fii mântuit. Adică conștientizarea pe care ți-o aduce pocăința. Slavă lui Dumnezeu pentru Hristos, care El tot El ne dă și pocăința vreau să spun o întâmplare deosebită. Nu știu dacă ai auzit vreodată de istoria de, știu eu, unul din cei mai mari criminali politici, criminal mare, Pol Pot. Când se numeră mari ucigași care au produs genociduri, îl pui pe Hitler, Stalin și Pol Pot. Pol Pot a fost un comunist din Cambogia, care a aplicat în manieră proprie comunismul, care a fost timp de, bine, a luptat în gherilă cu cei care au fost înainte, dar într 1974 și 79 a format el guvernul comunist. Cât timp a fost în putere? Două milioane din poporul său, adică 20% din popor, l-a ucis. Ei bine, cunosc istoria unui tânăr. Tânăr pe care îl chema Duc. Îi se spunea tovarășul Duc. El era student la matematică, un băiat foarte inteligent, pe care comuniștii l-au zărit, l-au îndoctrinat, a devenit comunist pentru o cauză bună, pentru egalitate, pentru dreptate, împotriva exploatării, împotriva Occidentului. Deci a fost prins. Fapt pentru care securitatea de atunci l-a prins și pe el și doi ani de zile a stat în închisoare și bătut, ceea ce l-a îndrăgit și mai tare să fie mai abitir comunist. Imaginează-ți că el a devenit, a urcat în treapta afirmării sale până a ajuns al treilea în putere, adică era ministrul de interne sau securitatea. El avea în mână tot. El a constituit o închisoare, el hotăra soarta oamenilor, spune că omora cu, cu plăcere copii și tineri. Și că... bucăți! Și în fața lui erau făcuți bucăți. Viola femei, abuza sub toate formele femeile și odată spune că a luat sângele femeilor pentru transfuzie până când le-a luat tot sângele, au murit prin exsanguinare 100 de femei ca să le dea la, să facă transfuzii pentru răniți. Dar tot sângele, nu o bucată, tot, până când a fost rece, groasnic. Ei, omul acesta a ajuns să tortureze, știi cum e cu epurările, cum Stalin își epura pe apropiații lui, comuniști vechi, cu state din ilegalitate, au fost epurați pentru că îi periclitau situația, tot așa Pol Pot a făcut o serie teagă de epurări, încât cei mai mulți din comuniștii lui au fost dați pe mâna tovarășului Duc. Tovarășului Duc. Ei bine, când vietnamezii au intrat în. Cambogia să pună în ordine țară, Pol Pot și cu ceilalți, inclusiv cu tovarășul Duc, au fugit în junglă. De acolo a continuat gherila ani de zile. Până la urmă, Pol Pot moare de mâna unui camarad și Duc dispare pur și simplu. Și a stat ascuns... Și timp de 13 ani nu s-a știut absolut nimic de el. Își schimbase numele în Hang Ping. Se întâmplă că în 1995 un cambogian de origine, dar cetățean american, pe nume Christopher Lapel, vine în Cambogia, în Batabang, e o localitate să țină un seminar de leadership, de conducere. Era, de fapt, dacă vrem, o, o anticamera a proiectului său misionar. Vrea să înceapă cu un seminar de leadership, atragea oameni inteligenți, după aceea se invite la un seminar biblic. La a doua sau a treia ocazie de seminar de leadership, unul din participanți spune, mai primiți pe cineva? Cine? E profesorul meu de matematică, are 54 de ani, deci eu să vină, să vină. Și apare un cetățean la 54 de ani, întunecat, se vedea că e deștept, asistă la prima, a doua, a treia, a patra lecție, i-a plăcut. Când s-a terminat, Christopher Lapel îi spune, mai am un seminar de studiu biblic, vă invit să veniți. Și el răspunde, nu sunt creștin, nu știu dacă vin. Și spre surpriza lui, tânărul vine cu profesorul, se așează în ultimul rând la seminarul biblic. Și în timpul acesta se petrece deja foarte interesant. De la o față cătrănită, ursuză, suspicioasă, ochii se deschid tot mai mult, fața îi se luminează și din rândul ultim ajunge în rândul din tâi. Vrea să soarbă cuvintele. Iar la sfârșit vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Și el spune, am făcut mult rău în viața mea, am fost foarte rău, oare Dumnezeu mă poate ierta? Omul a deschis Biblia, a văzut că lupta asta, frământarea internă, e condusă spre lumină și în cele din urmă o pace s-a așezat pe fața lui lui uh, Hank Pin și acesta mai stă încă două, trei uh, serii de uh, studiu biblic iar la sfârșit spune aș vrea să mă botez și are loc botezul lui după care Hank Pin dispare în 1996 Christopher la din nou acolo și hop ha, a venit Hank Pin. Mă bucur că ați venit. Dar unul ia altul. Era Selin. Și spune, aș vrea să mă ajutați. Cu ce? Ci că am organizat în junglă, în satul unde stau, o biserică, sunt 40 de persoane și nu știu cum să-i organizez. Și ea a dat o sine întreagă de recomandări, au stat două zile împreună, după care iarăși nu l-a văzut. Ca în 1999, când a luat ziarul cambogian, a, pe prima pagină e poza lui Hank Pin, iar de, de sub se scrie, tovarășul Duc s-a prezentat de bunăvoie, s-a autodenunțat în fața tribunalului ONU. Nimeni nu l-a dat în gât, s-a dus singur acolo. A fost cooperant, a fost uh, închis, condamnat pe viață și Christopher Lapel s-a dus să-i fac o vizită. Când s-a întâlnit, Hank Pin sau Duc a căzut la pământ realmente, plângând în hohote și spunea Știu că Dumnezeu mă iartă, dar oare frații mei mă pot ierta? Ce este asta, dragul meu? Nu-i pocăință, nu este mai, nu este regretul. Cei mai ticăloși ce înseamnă forța păcatului ca un catapult te aruncă la Hristos. A trăit în închisoare până în anul 2020, a cu puțin timp. Și a fost și în pușcărie, un martor al lui Hristos. Nu degeaba scrie sora White, un citat extraordinar, că sfinții, mari sfinți sunt foști mari păcătoși. Am aici două citate care spune Cei cărora Hristos le-a iertat cel mai mult, îl vor iubi cel mai mult. Și în ziua finală, spune în Cartea Temperanța, pagina 125, în ziua finală ei vor sta cel mai aproape de tronul lui. Și mai un al doilea citat din Tragedia Viacurilor, pagina 665, unde scrie Cel mai aproape de tron se află cei care odinioară erau zeloși pentru cauza lui satana, dar care, zmulși ca niște cărbuni din foc, l-au urmat pe mântuitorul lor cu mare devotament. Bravo! Bravo, Doamne! Bravo, Duhule Sfânt! Trăiască lucrarea pe care o face Domnul! Și acum mă întorc la întrebarea de la început. Ce anume face pe unii apatici când alții reverberează la apelul de reformă, de redeșteptare? Am vorbit destul că unii sunt mesmerizați, sunt, sunt, hipnotizați de lume, de gadgeturi, de jucăriile, de, de de sticlă ale lumii care n-au valoare. De tot ceea ce sclipește, de tot ceea ce zboară. Și sunt pur și simplu prinși și nu-și dau seama că mâine mor. Sunt pe lângă. Mă gândesc însă la o altă categorie a creștinilor buni, la bunii creștini de care discutam, la mari preoți și la bătrânii poporului. Care este motivul care îi reține de a spune mă duc și de a-și face? Știi care? Părerea că eu sunt bun o prețuire de sine. Nu sunt rău. Mi-am amintesc de băiatul meu, care a fost un copil foarte cuminte. El, cât a fost copil, n-a mințit niciodată. De la 2, 3, 4, 5, 7 ani, n-a mințit. E o ciudățenie anormal. Eu am mințit, ceilalți. El n-a mințit. Pe când avea vreo 16-17 ani, deci era cârlan, era adolescent, se botezase la 12-13 ani, am început să mă îngrijorez. Era în continuare bun, nu avea treabă cu fetele, mergea la biserică, cânta într-un corișor al lor, studia în fiecare zi Biblia și tocmai asta mă îngrijorase. Și într-o zi i-am spus, mai Petrică, ce părere ai tu despre starea ta spirituală? Și el, ca unul care era sincer și aveam o legătură și acum avem o relație foarte apropiată, el spune, destul de bună. Iar eu mi-am dat seama că am crescut un fariseu perfect. Părerea aceasta bună, omul și-o recuperează și-o formează prin comparație. Fă-la, uite ce face, eu nu fac. Ai văzut ce s-a întâmplat acolo? Eu sunt străin. Ăștia se uită la cutare, eu n-am treabă. Nu e așa că ești mai bun? Și acest simțământ că sunt mai bun mă împiedică vreodată să mă văd greșit și rău. Atenție! Orice neprihănit niciodată nu va cunoaște vina că e neprihănit. N-am vina, că bun. Păzesc legea, n-am vină. Dacă n-am vină, nu înțeleg ce iertarea. Că n-am nevoie de iertare. Ca tare, nu știu ce-i mila. Că eu n-am nevoie de milă, eu merg pe dreptate. Ca tare, nici nu am nevoie de har. Tu îți dai seama că cei buni sunt blocați în cea mai mare amăgire. Dacă tu ești prin biserică, câți oameni buni găsești. Poate, poate o mare parte ei sunt buni, pentru că prin lui Dumnezeu n-au furat, n-au curvit, n-au mințit, n-au știu, înșelat statul de turnare de fonduri, n-au plătit taxele la negru. Nu, au fost oameni buni. Aici este problema. Aici este cea mai mare, știu eu, blocadă cei buni să iasă din groapă. Se amintește fariseul și vameșul din parabola din Luca 18, de la versetul 9 la 14? Omul ăsta spunea, Doamne, îți mulțumesc că sunt mai bun ca ceilalți oameni, sau chiar ca vameșul acesta. Eu nu morală, nu cu tare, nu cu tare, și religios, eu fac, drept, postesc, dau zeci ani cei buni, cele 99 de oi, care nu s-au pierdut, care nu au nevoie de pocăință. Cruce, slabă nădejde, dacă nu se produce un cutremur. Am citit mai de mult o istorie petrecută în Jamaica. Acolo un predicator cu nume Henry Martin, era un predicator puternic, care vorbea direct, cu respect, dar cu autoritate. Ținea o campanie de evangelizare și care nu ținea 8 zile ca la noi sau 7, ținea două luni. Oamenii aveau timp atunci, nu era film, nu era internet, televizor și oamenii aveau dispoziție și foame. Și spune că la jumătatea Perioade, a început să fac apeluri pentru predare și consacrare lui Hristos, pentru botez, pentru confirmarea mântuirii. Și, de regulă, la sfârșit, El și acum, cine vrea, discută cu mine și se un rând. Și, la un moment dat, a nu știu câte a zi, după ce a început această întâlnire de, știu, confesiune, s-a pus în rând o doamnă distinsă. Toată lumea știa cine este. Era o patroană, venise cu o pălărie mare cu, și un buchet de flori în pălărie, cum era ținuta eleganței de atunci. Era grăsuț, era plinuț, dar stă și ea la rând. <coughs> și vine rândul și pastorul Henry Martin o întreabă. Vreți să vă lui Hristos? Din toată inima. Era sincer. Atunci, eu mă rog și repetați după mine. Și pastorul începe. Tatăl nostru din cer. Tatăl nostru din cer. Îți mulțumim că ne iubești. Îți mulțumim că ne iubești. Doamne mărturisim. Doamne mărturisim. Sau Doamne mărturisesc. Era personal singular. Că sunt o mare păcătoasă. femeia cu ghideschiși deschiși a rămas perplexă. Doamnă, repetați după mine, sunt o mare păcătoasă. Deci îmi pare rău, că eu nu sunt păcătoasă. Atunci vă rog, poftiți, plecați, că aici este doar pentru păcătoși. Dar, domne, înțelegeți-mă că eu sunt bună, eu sunt bună, nu sunt păcătoasă. Eu nu... Doamne, vă rog frumos, plecați, aici este doar pentru păcătoși mari. Și o de la o parte, diaconul roagă să meargă în culoia, plângând, eu nu înțeleg, nu înțeleg. A doua zi, cine vrea vine să ne rugăm. Și vine doamna din nou. Ajunge acolo, doamnă, sunteți hotărâți de acum să repetați sub Da. Atunci spune tată, vine înaintea ta ca un mare păcătoaste. Tăcere. Doamnă, nu repetați, dar vă rog să mă înțelegeți, sunt o păcătoasă, dar bună, o păcătoasă bună. Doamnă, așa ceva nu există, poftiți afară. Domnule, afară, după încă o zi sau două, din nou vine Doamna. Nu mai avea atâta cosmetică pe față. Se duce, se pune rând, îi vine rândul. Vreți să repetați? Da, domnule. Tatăl nostru vine înaintea ta ca o mare păcătoasă. Și femeia plângând, spune: Tată, vine înaintea ta ca cea mai mare păcătoasă. Așa, Doamnă acum drumul este deschis. Omul rezistă în a mărturisi sau să recunoaște păcătos, pentru că are standardul lumii, standardul oamenilor. Dar când vine înaintea lui Hristos, în fața standardului lui Dumnezeu, nu poți decât să spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Aș vrea să îți prezint un tablou sintetic care s-a mai regăsit și în alte prezentări. Este o triadă. Sunt trei elemente al unui proces, al unui întreg. Triadă. Este, unu, întâlnirea cu Hristos. 2. care duce la schimbarea inimii, milă. Și trei, schimbarea inimii se cheamă pocăința. Metamelomai, și metanoia, schimbarea inimii și schimbarea minții. După care urmează obligatoriu 3. Misiunea. Repet, întâlnirea cu Hristos, pocăința, schimbarea inimii, o inimă nouă, milă, iubire, după care vine automat misiunea. Iar când tatăl îi cere fiului, dute lucrează în via mea, recunosc autoritatea, da, mă duc și apoi urmează să merg să lucrez în via Domnului, care este misiunea. E clar de tot. Lasă-mă să-ți dau câteva exemple. Uite, întâlnirea cu Iisus a produs o, un misionar în Zacheu, corect? A produs un misionar în Samaritean ca femeia ușoare care a devenit mare misionară. Întâlnirea cu Hristos, pocăința și misiunea. Astea merg împreună. Nu poate să existe misiunea fără ele și nici ele fără ca să aibă rot misiunea. Maria Magdalena a fost o martoră. Pavel, mare păcătos, devine mare misionar. Până și Ioan a fost unul dintre ucenicii foarte firești, răzbunători, care a devenit ucenicul iubirii și misionarul. Ei bine, în ce constă misiunea? Și aici te rog să-ți iei timp, pentru că vreau să spun câteva situații. În 1998, Conferința Generală a organizat la Huvelaken, în, în Olanda, o întâlnire, se cheamă o conferință paneuropeană, în care două diviziuni, diviziunea Transeuropa și diviziunea Intereuropeană, au fost chemați, două diviziuni, toate țările au trimis reprezentanți, să discute subiectul evangelizare, misiune. Eu eram reprezentantul României că mă ocupam de evangelizare. Sigur, mi-am dat un raport plăcut la data aceea, încurajator, dar n-a fost luat în serios pentru că noi eram lumea a treia și știi că în Africa merge misiunea și în România merge, dar în lumea noastră nu mai merge. Și timp de trei zile am ascultat doctori în teologie, directori de misiune, șef de câmp, șef de uniuni, care spuneau, fraților, se pare că sfeșnicul este luat din Europa și dus în Africa. S-a schimbat centrul de greutate de la creștinism de la emisfera nordică în emisfera sudică. Africa, Asia, America Latină, punct. Trei zile a fost expusă foarte realistic dificultatea misiunii într-o lume secularizată și postmodernă. În a treia zi, după aceea a mai fost o dimineață. Deci a treia zi și patra zi s-a terminat. În a treia zi după amiază, cel care conducea întâlnirea era directorul de misiune al conferinței al Diviziunii Transeuropeane era englez, Peter Renfeld. A avut un invitat. Invitatul era un bărbat relativ scund, nu gras, dar plin, avea ochelari doar pe vârful nasului, așa jumătate, ca să se uite fără ochelari la distanță. Un om smerit, cum vă numiți, mă cheamă Johannes Smink. Olandez? Da. Sunteți pastor de cât timp? Și sunt de vreo 14 ani. Care a fost experiența dumneavoastră pastorală? Spune, eu am lucrat într-o biserică mare cu muzică contemporană, cu tobe, cu... la Rotterdam, biserică mare. Și ați avut succes? Da, zice, Dumnezeu ne-a ajutat ca în fiecare an să potezăm 15-20. Bun. Ce a urmat? Și spune, după ce am stat 8 sau 9 ani în acea biserică, Odată la ieșirea de la serviciu divin, mă așteptau trei bărbați. Erau toți în vârstă, cu bărbițe, în haine tradiționale, nu prea pușca cu atmosfera contemporană, tinerească. Pastorul Smink, da, eu zice el. Avem ceva să vă spunem. Bine, poftiți în camera da, știu eu, de consultări. Au intrat acolo și a spus: Pastore Smink, Dumnezeu, noi suntem reprezentați unei biserici tradiționale. Noi nu cântăm decât psalmi. Biserica noastră a fost o biserică mare. Și spune o biserică, într-adevăr, ca o catedrală. Din ea au rămas 17 membri. Toți peste 60 de ani. De patru ani ne rugăm în fiecare zi. Și în mod special, luni avem întâlnire specială de rugăciune. Doamne, dă-ne un pastor care să producă trezirea. Și Dumnezeu ne-a răspuns că dumneavoastră sunteți pastorul acesta. Ha, a zis uh, Johannes Fink. Uh, nu contest experiența dumneavoastră spirituală, dar dacă Dumnezeu va a descoperit, trebuie să-l -mi descoperim mie întâi. Ori mie nu mi-a descoperit. Vă înțelegem, au spus cei trei. Vă cerem însă o singură favoare. Să veniți luni o dată la ora noastră de rugăciune. Vin, sigur, la rugăciune, oricând. M-am dus, spune Sminc, m-am dus la rugăciune. A început la șase, s-a terminat la 11. Dacă ați ști cum se rugau, iar la sfârșit am spus, fraților, Dumnezeu mi-a arătat că trebuie să fiu pastorul vostru. Și îl întreabă Peter Revel și ce a făcut? Am plecat de la Biserica Mare și m-am dus la Biserica de 17 membri. Când am ajuns acolo, cei 17 erau bărbați și femei, bătrâni, au spus și acum ce facem? Și pastorul Smig zice, nu știu, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne spună el. Și am continuat cu rugăciunile, cu rugăciunea și Dumnezeu a spus, mergeți și iubiți pe oameni. Cum să iubești, să-i pupi? Să cum adică să mergi? Să... Nu, mergeți, așa le-a zis Dumnezeu. Și atunci a zis, hai să mergem să iubim pe oameni. Să ne arate Dumnezeu cum. Și spune că în timpul ur... zilei următoare, au plecat fiecare pe stradă, povestește un bătrân. M-am dus pe stradă vânând pe cineva și op, oh, am văzut pe o verandă într-un șezlong o femeie cu părul alb și am zis, hello, ia s-a suit, cine sunteți, nu vă cunosc. Așa e, nu mă cunoașteți, dar am văzut singură și mi-am dat seama că poate aveți nevoie de... O, oh, sigur, poftiți înăuntru. A stat două ore acolo și mi-a spus, vă rog să mai veniți. Am atâta nevoie, sunt singură. Ai iubit pe cineva. O femeie, spune, avea aproape 60 de ani, mergea a pe stradă și vede o tânără cu uh, un copilaș în cărucior, un altul ținând-o de fustă, ia cu niște pachete, împingea cu o mână căruciorul, copilașul de 3 ani, 4 ani, se ținea de fusta mamei, a fetiță, și a mergea. Și femeia spune, vă văd împovărată, aș putea să vă ajut. N-am nevoie, zice ea, mă descurc. Zice, doamnă, știu ce înseamnă să fii singură, să n-ai pe nimeni. <coughs> și cuvintele acestea au atins-o ce bine, dacă chiar veți luați bagajul, cu drag. <coughs> și a mers pe drum. Și pe drum, <coughs> femeia, mama, se plânge, tânăra, că e singură, că soțul ei e petrolist plecat în Nigeria, că are atâtea poveri. Doamne, eu vă pot ajuta fără obligații, doar din dragoste. Și pastorul Rente nu întreabă, și care au fost rezultatele? Și el spune, în doi ani de zile, biserica noastră a crescut la 178 de membri. Dar ce ați făcut? Evanghelismul? Nu. Doar am iubit pe oameni. Doar atât, doar atât. Și cum i-ați iubit? Și el spune, cum scrie în Evanghelia după Matei, deschide cartea ca să nu uiți unde-i locul, versetul 45, Matei 5 cu 47, din predica de pe Munte. Dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Știți ce înseamnă asta? Că iubirea obișnuită e a păgânilor. Iar cuvântul cheie din versetul acesta este neobișnuit. Dacă nu iubești neobișnuit, surprinzător, cum nu se așteaptă oamenii? Îmi povestea un coleg pastor că mergea pe drum, era într-o zonă Moldova, Moldova de Sud, pe la, știu eu, Dumbrăveni, în drum spre Focșan, unde sluja. Era o zi cu, spre seară, ploua ușor și pe marginea drumului vede o mașină cu capota ridicată și un cetățean a scos piese din motor, le-a pus, sau din, mă rog, agregat, și le-a pus pe jos. Și el, pentru că a făcut o școală, un liceu mecanic, a spus, băi, ajută-l, Dumnezeu, Dumnezeu, uite, un îndemn din asta bun. A tras mașina pe dreapta, și care e problema? Ce nu mai merge mașina. Dar de ce ai scos piesele? Te plice? Nu știu, nu mă plice. Și atunci de ce l-ai scos? Păi nu știu, așa am crezut că, aoleu, curățele din nou, pune la loc, trebuie să fie ceva la, 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 la rog, pompa de cutare. A încercat să facă că se pricepea, nu merge. Zice, știi ce? Uh, am o cunoștință la vreo <coughs> șapte kilometri în sus, în deal. E mecanic. Hai la el. e seară, este ora 10, 9, jumate. Zice, hai că prietenul meu. L-a tractat cu mașina pe deal. L-a trezit pe bietul om, care în pijama și-a pus haină, mă salopetă. Și a stat încă vreo oră spunând că am putea repara, dar n-avem piesa. Oh, ce de făcut? Și la 11 spune, hai că te trag eu până în Focșan la service. Îl cunosc pe director, <coughs> e cunoștință, acolo îmi repar și o mașina și te duc acolo să fii tu primul. Bine, și, și vin și doar la mine. Domnule, dar sunteți uluitori, dar cine sunteți? Că aveți și o să casă, cum să dorm la dumneavoastră? Eu dorm în mașină. Dom'le, vii la mine. Nu vin, domne, nu, nu vin, nu se poate, mi-e rușine. Și omul n-a vrut, a dormit în mașină. Dimineața, la prima oră, a fost și pastorul, colegul meu acolo, l-a băgat în servis, când ai ieșit, zice, domnule, cine ești? Păi sunt un cetățean. Nu nu, 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 cine ești? Pentru că ceea ce faci tu nu face nimeni, e neobișnuit. Și a spus, sunt adventist. Omul era din Alexandria, ce sunt și acolo adventiști? Ho, oh, oh, păi da, Teleormanu era fost un centru adventist, primul din România ca densitate. Habar nu avea că există adventiști acolo. I-a dat adresă, telefon, du-te și găsește -i. La ora actuală, omul e membru astăzi. Nu există, dacă iubești, neobișnuit. Asta e cuvântul cheie. Nu există ca oamenii să-mi descopere Evanghelia. Și aș vrea să închei cu cireașa de pe tort, cu ultima ilustrație adevărată. Vrei să fii fericit? Ești rău. E bine. Pentru că doar oamenii răi au nevoie. Doar oamenii bolnavi au nevoie de mântuitor și de doctor. Și dacă vrei cu adevărat să-ți împlinești viața, ascultă istoria unei prințese. S-a născut în 1903. Era prințesă. Era dintr-o casă regală. Interesant, am aflat, am cercetat. S-a născut în Imperiul Austro-Ungar, în orașul Arad. E la noi aici care era din casa uh, princiară. Numele ei, Marion Mil, un nume mai ales. Fetița asta a mâncat <coughs> toată copilăria ei cu lingură de aur, cu pahar și ceașcă de aur, aur masiv, nu aurit. Fata asta a avut cea mai bună educație. Era și foarte inteligentă, era și foarte frumoasă. A urmat o școală catolică de maici, unde era disciplină, a învățat protocolul, bunele maniere. Ce mai era cea mai frumoasă și atrăgătoare și parfumată floare. Ce vrei să faci, Marion? La data aceea, Hollywoodul, industria cinematografică, și arătase nasul și începea să atragă lumea. Și a spus, vreau să fac carte dramatică. Și a urmat la Viena, clasa de, clasa de teatru, uimea pe toți, frumoasă, deșteaptă, expresivă. Și pe hol întâlnește un tânăr care făcuse dreptul, avea doctorat în drept, dar fiind și el atras de Hollywood, s-a scris și el la teatru. El frumos, deștept, inteligent, era evreu, dar un evreu de rasă. Ea frumoasă, inteligentă, cu sufletul deschis, s-au văzut, s-au plăcut și s-au luat. Pe el îl cheamă, îl chema Otto Preminger. Dacă ești cinefil, iubitor de filme, află că ăsta a fost între 1900 1935 și 1979, aproape. Deci a fost 44 de ani cel mai mare guru la Hollywood. Ăsta a fost actor, a fost regizor, scenarist, director de film, a fost de toate. Sigur, după ce au terminat, știu, s-au căsătorit Otto Preminger cu Marion Mill, <coughs> au luat nu știu dacă erau avioane pe atunci, dar au luat un mijloc de transport, a trecut Atlanticul, au poposit în California, la Hollywood, au făcut furori, au devenit celebrități și a început viața splendidă, de vis. Avea o casă imensă, cu piscină, cu salon mare de primit, cu uh, slujitori, bucătari. Și pentru că erau în lumea cea mai de sus, cea mai strălucitoare, în fiecare seară aveau câte o recepție, câte un bal, ea frumoasă, el frumos. Numai că vezi, seară de seară până noaptea târziu, la un moment dat te obosește, la un moment dat mintea ta începe să patineze și Otto, mai june și cu inițiativa, a început să aibă affairs zice în engleză, adică afaceri cu cucoane. Când Marion Mil află, este zdrobită, era dragostea vieții ei. Și spune, da, mă răzbun. Și face și ea. Când intri pe făgașul păcatului, simțământul vinovăției te apasă. Și atunci trebuie să izgonești vinovăția băutura. Și Marion Mill devine alcoolică, nu mai poate juca pentru că și-a pierdut acel ceva. El continuă viața imorală. Ea încearcă de trei ori să se sinucidă, de trei ori. Iar acest joc cu moartea o duce ca să nu mai poată merge. E nu are stabilitate. Și o tot primii spune, eu n-am luat epava asta, eu am luat o altă fată. Și face un ultim gest bun, ei cumpără un bilet de avion și o trimite înapoi în țară. În Viena. Sigur, rudele s-a întors Marion Mil. Credeau că nu va mai veni, poate că și împartă altfel moștenie. Ei, dacă a venit, acum trebuie să ne purtăm frumos. I-au aranjat un scaun cu rotile. Putea merge prin casă, dar mult nu. Era o epavă. Și spune că câte una din rudele ei, o berișoară, o mătușă, o lua cu căruciorul și o plimba prin prater, o ducea pe bulevard. Și într-o zi, în anul 1952, în Viena, apare o personalitate și rudele încep să șușotească. Ea plinte de peste cei, cei, cei. Și că este un misionar care a venit la noi și niște conferințe. Un misionar, cum îl cheamă? Îl cheamă Albert Schweitzer. Vreau și eu. E greu să o duci cu căruciuri, dar dacă vrea, nu poți să nu o duci. Și au dus-o. Albert Schweitzer este o personalitate de primă mână. Nu vreau să vorbesc despre el, că și așa cu timpul stăm mai puțin bine. Ce este că el a fost și un om de cultură, avea trei doctorate, încă la 20 de ani era deja de trei ori doctor în filozofie, în muzică și în teologie. Și apoi, după ce a fost un mare organist, a fost printre cei mai mari organiști ai primei jumătăți de secol 20, după ce a renunțat la tot, a făcut medicina și s-a dus și a înființat o leprozerie în cea mai pierdută țară, în Gabon, colonie franceză. Acum venea să spună lumii și să strângă fonduri. Marion Mill privea la diapozitivele imaginile cu negri, cu lepră. A fost impresionată a doua zi vine iar a treia zi. Și înainte de a se încheia prezentările, sigur că el făcea ca să strângă fonduri și ea era bogată. Vreau să discut cu domnul misionar, cum vorbea ea așa, s-a cadat că era bolnavă. I-au spus și Albert Schweitzer și-a luat timp, s-a așezat pe scaun, vă ascult, doamnă. Ați putea să mă luați și pe mine în leprozerie? Pe cine să-i o epavă? Și Albert Schwarz răspunde, da, doamnă, cu plăcere. Și Marion Mil, o mare păcătoasă, dintre cei care n-au recunoscut și au respins autoritatea lui Dumnezeu, categoria fiilor, fiului întâi, ajunge în Gabon. Începe să scoată pansamentele de pe membrele cu lepră, să curețe șancrul, să spele bandajele puturoase. Și spre mirarea tuturor, Marion Mill se vindecă și stă din uh, anul 52-53 până în anul 1967, când ajunge să-și ia la un punct limită, se repatriază în Viena. Se întoarce sănătoasă bine și fericită. Și a spune, lumea se împarte în două categorii. Cei care slujesc, misiune, și cei care nu slujesc. Și cei care slujesc sunt fericiți, iar cei care doar primesc se cufundă în umbre. Și a scris o carte, Marion Mil, am găsit-o pe internet. Se cheamă All I Want is Everything tot ce vreau e totul. Ei bine, ferice de acești fii care sunt deciși după ce au lepădat autoritatea să intre prin poarta pocăinței, cunoscându-L pe Hristos și apoi cu inima plină încât dă pe deasupra de dragoste să caute să slujească iubind neobișnuit. Dragul meu, frate, dragă soră, tu nu trebuie să mergi în Gabon. Sunt oameni în jurul tău. Poți fi misionarul tăi tăi și găsești un mod neobișnuit. Ce ai zice tu, de exemplu, cunosc oameni aici, care în fiecare sabat, nu, vineri, gătesc un oloi de borș și fac o mâncare de cartofi și în fiecare seară, sabat caută străini sau însingurați. Vă invit la masă, la ei, la masă, la tine, da. Știi că asemenea persoană o cunosc, a botezat, a adus la Hristos mai multe de suflete decât predicarea mea. Asta este iubire neobișnuită. Fă ceva neobișnuit, care surprinde, dar nu fă ca să-L atragi la Hristos la botez, ci din dragoste, nu pentru agenda ta, pentru fericirea Lui. Și vei vedea atunci minunea. Dragul meu, aici cu parabola regretului sau parabola metamelomai, parabola pocăinței, Începe viața. Am ajuns la sfârșit, dar de fapt, acum este începutul, startul unei experiențe noi. Să nu rămâi acolo, să nu rămâi în apatie, pentru că te așteaptă. Nu uita, nu spun ce te așteaptă că știi, nu uita, vameșii și curvele au mai mare șansă. Iar eu, dacă mă consider păcătos, cu adevărat că sunt, am șansă și eu. Renunță la fața, la masca de bunătate. Privește în oglinda lui Hristos și devine fiul care spune: Mă duc, Doamne. Și merge. Și fericirea, și viața veșnică, și împărtășirea cu Hristos, și cerul vor fi ale noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru jertfa mântuitorului nostru. Îți mulțumim pentru dragostea ta, care a revărsat-o prin rănile Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim că ai răscumpărat lumea întreagă, între care suntem și noi. Și din această imensitate de oameni, din aceste 8 mili miliarde de oameni, iată suntem și noi, care vrem să ne deschidem inimație. Să ne vedem cu adevărat starea, să te primim ca mântuitor să ne schimbi inima și să ne pornești în lucrare. Te rugăm să binecuvintezi toate aceste suflete care ascultă cuvântul Tău și ajută-le, Doamne, să împlinească în altul destin de martor ai Tăi în lume. Învață-ne, Tată, în fiecare dimineață când stăm cu Tine, cum să iubim neobișnuit pe cineva și să stăruim în a iubi până când oamenii aceștia te vor recunoaște pe tine în viața noastră. Te rugăm, Doamne, să nu ne lași în căile noastre, ci parabole tale cutremurătoare să ne cutremure din rărunghi, încât să fim dispuși pentru redeșteptare și reforma. De aceea, Tată, avem nevoie de tine și rugăm, te rugăm ca Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din cer, și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi cu toții. Amin.